unde mergem astăzi? Și le așteptăm pe meu că o să mergem să mâncăm afară astăzi, că este soare și frumos. Suntem a doua zi. Nu am mai apucat să primez nimic ieri pentru că am făcut și câteva cumpărături. Mai am și în geantă. Până la urmă am plecat cu astea galbene. Știu că durează mult. Da, iubire? Lui mami îi place foarte mult culoarea galben. Am ajuns la mami. Să suntem câteva ore bune mai târziu. Și dacă tot am făcut repede câteva cumpărături, zic să vi le arăt și vouă. Unde mergem astăzi? Acolo. E ultima zi, nu? Sí. Ultima zi de grădiniță. Ce fericită? Ați mâncat înghețată, știi? Că-ți dă lui să înghețată. Mult lejos. Ce e lejos? Nicole. E departe școala ta? Ce bronzată ești. Stai în prima mică. Mi-am probat două rochițele și toate vine la răguțe aici sus. E slăbuță. Abia acum când o filmez realizez ce s-a bronzat Anastasia. Mergem la grădiniță, apoi eu o să beau cafea cu mămicile de la Anastasia din clasă și apoi o să facem curățenie. Mai întâi o să cumpăr ceva pentru casă. Să schimb coșul de gunoi, dar o să vă iau cu mine. Așa că o să ne vedem mai apoi. Zici papa vlog? Zici? Nu vreau. Au trecut atâtea ore de când am filmat ultima dată. Nu am mai reușit pentru că am stat foarte mult afară cu fetele de la școală, cu mămicile. De la Anastasia, cu colegii ei. Și după aia m-am sunat de la grădiniță să merg cu Anastasia să o schimb, că făcuse pipi. Și așa că am luat-o, n-am mai lăsat-o, mai avea jumătate de oră și am luat-o. Acum suntem aici, beau o cafea. Cafea cu gheață. Ea mănâncă niște chipsuri, bea suc. Și le așteptăm pe meu că o să mergem să mâncăm afară astăzi, că este soare și frumos, să mergem în port, să mâncăm ceva. O să vă iau și acolo cu mine, că tot nu m-am luat astăzi și nu m-am ținut de promisiune să filmez, dar nu am făcut nimic decât am stat la o terasă, ca și acum, dar mă gândeam cum pot să vorbesc cu voi. Așa că nimic, dragilor, este deja 1 fără un sfert, pe la 1 și 10, așa vine al meu, ne ia și o să mergem să mâncăm, o să vă arăt și de acolo câteva imagini, că e foarte frumos. Așa că ne vedem mai apoi. Ești fericită că e la vacanță? Da? Ce o să facem în vacanța asta? Azi e comida. Facem mâncare? Iahugar. Și unde mergem? În România. În România? Mergem în România? Nu mi-e vingas. Che bien, no? Aștepți? Să mergem în România? Să mergem în România pentru prima dată, că tu n-ai mai fost. Da? Abia aștept să mergem acasă. Să vezi găinușe, să vezi văcuțe, da? Rățuște, găini, ați găini, da? E că mi-am luat alea casa grande. Și ne jucăm, da. Și vedem copiii acolo, că sunt mulți copii. Dar Lucas? Luca, nu, că Luca rămâne aici, dar o să fie alți copii. Iubirea mea. Cum se ia Maria. Maria? Nu mi-a acuerdo. Nu mi-am inteles toți copiii, dar să-i vedem în România. Y también Alay. Nu mi-e dicos. Y también Lucas pequeño. A, da? Hai, păpăm, bem aici suculețul, cafea și plecăm, da? Să mâncăm. Ce vrei să mănânci? Paste sau arroz? Păp, lasă că a căzut. Să mâncăm arroz, cred.
desafiar, me superar. But all I know is how to fall back into you. Oh, I wanna see. Ne jucăm, da, hai. Bine. Vale. Păi și eu mă ascund? Bine, hai, numără și eu mă ascund. Unde e? Cred că m-a văzut. Mi-ați încontrat. M-ai prins. Hai că sunt țânțari mulți aici. Nu spican. Hai că acolo era plin de țânțari. Dai bănuța. Măi, acolo nu putem, mami, nu putem pe acolo. Bău. Hola. Am apucat să vorbesc. Zi 3. Da. Să mă iei de mână. Nu pot singură. Nu dau drumul la mână. Nu, nu pot de mână să mă iei. Dacă faci ca să-mi apă. Hai, de înapoi. No, nu, por aici, nu, por aici. No, corras. Suntem a doua zi. Nu am mai apucat să filmez nimic ieri pentru că, mă rog, am adormit cu Anastasia, am dormit amândouă, apoi am ieșit în parc, am stat în parc, am mâncat pizza, am venit acasă, am făcut duș și la somn. Acum suntem a doua zi. Am făcut și astăzi, deja este vreo două. Am făcut astăzi curățenie într-o parte a casei, n-am terminat toată curățenia pentru că până am făcut mâncare, până n-am apucat și acum mergem către autobuz. O să mergem un pic la mami. Mergem să o vedem. Haide. Să stăm un pic cu ea, să petrecem după amiaza cu ea, așa că m-am gândit să continui vlogul acum. Nu știu ce o să filmez, ce o să facem noi exact. Vreau să mergem să-i luăm niște floricele. Să-i dăm niște floricele. Și să vedem ce facem noi. Probabil o să bem o cafea împreună, o să mai stăm de vorbă. Nu văd tot mult ca să fiu sigură cu antena stația aici, să o văd. Și cam atât. Probabil ne vedem când o să alegem floricele. Și cred că tocmai ce a trecut autobuzul. Și trece peste 20 de minute. Poate luăm florile de aici. Așa nu mai merg până să nu stăm. 20 de minute stație, căutăm undeva unde să merg de floricele. Și așa mergem direct. Unde mergem? Opa! Unde mergem, iubire? La Iaia, da, și căutăm floricele să-i ducem. Îi ducem niște floricele lui Iaia. Îi ducem? Da. E și cu iepurașul ei. Da? Frumoasă-mi e.
Am făcut și câteva cumpărături. Mai am și în geantă. O să vă le arăt când ajunge la mami. Hai, pola! Și aici văd floricele. Vreți să vedem ce floricele sunt aici? Poate găsim ceva pentru mami. Da, uite aici floricele. Ia să vedem ce floricele luăm pentru iaia. Hm? Nu, mami, alea nu. Ia vin aici. Uite, din alea vrei să luăm? Nu. Păi nu, că afară sunt. Nu mai sunt dentro, mama. Nu, trebuie să alegem de aici. Nu prea îmi plac cum arată. Hai să luăm un buchețel din ăsta, mami, așa, că țin mult. Ce culoare vrei? Uite, ăsta cred că e un pic amestecat. Mira. Nu? Nu? Până la urmă am plecat cu astea galbene. Știu că durează mult. Da, iubire? Lui mami place foarte mult culoarea galben. Așa că i-am luat acestea galbene. Și așteptăm aici autobuzul. Uf, doamne, este foarte cald aici. Foarte cald. Cumințică. De ce te strâmbi? Ha? Bău! Oh, here you are, face to face in this trashy bar. Another glass and I am going places. Makes me laugh above the irony of everything. I like the way you're thinking. I don't really care about the music on the dance floor. I don't really mind all the smoke is in the bathroom. I don't care at all. Baby, you got my attention. Și am ajuns la mami. Anastasia nu mai are răbdare. Ce e ăla? Hai, ia-l și papă. Așa stă bine și ia farfuria. Vreau să fac o poză frumoasă, dar nu mai apuc. Și aici am luat două croasante așa integrale. Cu tot cafea avem. Oare și mami pe ei și acum aș pune florile în apă. Și o să stăm un pic împreună. Și păpăr ceva bun, da? E bunuț? Ne-am spălat pe mâini, ne-am descălțat. Și păpăm ceva bun și după aia ne jucăm. Eu o să încerc să editez un vlog între timp. Am unul pregătit pentru voi de... nu știu. Miercuri, nu știu. Opa! Iubire! Vale, gracias, uite ce chulo! Și pregătește mami florile aici. Îți plac? Super floarea. Floarea știam. Bine. Tocmai de-aia am luat galbene. Ce frumoase sunt. Și durează astea mult. Mulțumesc. Să vă arăt repede și ce am luat, că v-am să vă uc, am luat ceva. I-am luat aici o cărticică de colorat cu Minnie Mouse și o să se apuce imediat să deseneze. Poftim. Și aici am mai luat și așa o pungă de, nu știu cum se cheamă la asta, ceva dulce pentru ea. Și o să desenez acum cu ea. Și să mergem în bucătărie să vă mai arăt, cred că l-am pus aici, da. I-am mai luat două din astea așa de cretă, 6 bucățele, 6 crete mari, din astea groase, pentru că mereu din alea mici și se rup toate. Să vedem dacă astea durează mai mult. Am mai luat un pachet de șervețele mele pentru geantă. Nu mai aveam și mâine o să fim plecați și o să am nevoie în geantă de șervețele mele, nu pachet foarte mare, sunt de 60, are 60 de bucăți. Ce țipă. Și apoi vi le arăt în bucătărie că, mă rog, haideți să le mergem în cameră să le pun pe pas să vedeți mai bine. Am mai găsit această pereche de pantaloni așa din această subțire de vară.
Așa, super lejer, material din acesta super fain pentru vară. Mărimea 38, au costat decât 10,99 de la Zeman. Dacă sunteți pe aici, sigur cunoașteți. Modelul e ales de Anastasia, mai era o pereche cu roșu, cu alb. Mi-a plăcut mai mult aia, ea mi-a zis să iau pe ăștia, zic în fine. Iau la pe ăștia și după aia numai eu simplu. M-am gândit să iau așa, numai eu simplu, cu acești pantaloni așa colorați. Mai eu este numărul M și a costat 3,59, numărul 38. Doar că, bine, este din bombaj și așa, doar că cred că o să fie strâmt și mie nu-mi plac maiurile foarte, foarte strâmte. Și atunci mi-a dat mami opțiune aici, stați să vă arăt, cred că e pe dos, dar mă rog. Acest maiuț, culoarea asta care se potrivește și el cu, da, este pe dos, dar mă rog. Se potrivește foarte bine cu pantalonii, este un pic mai lărguț și tot așa pot să-l bag în pantalon așa, cred că s-ar vedea foarte, foarte bine. La culoare se potrivește super bine, vedeți care aici. Și să văd care și cum, pentru că vreau să mă îmbrac mâine, să fiu comodă, că să mergem într-un loc superb și în care o să trebuiască să mergem destul și vreau să fiu comod, așa că o să probez asta apoi, să văd care și cum. Am ajuns acasă, suntem câteva ore bune mai târziu și dacă tot am făcut repede câteva cumpărături, zic să vi le arăt și vouă, pentru că sunt dintr-un, mă rog, sunt din Consum și în ultimul timp nu am mai mers acolo, așa că o să vi le arăt repede foarte puține, pentru că avem o grămadă de carne în congelator și nu aveam nevoie de foarte multe chestii. Acolo este o cană care trebuie să o spăl, sunt vasele spălate de-al meu, trebuie doar să le strâng, așa că haideți să vă arăt repede, între timp Anastasia este în duș, așa că vă arăt repede și merg să o pregătesc, este cu al meu în duș, eu trebuie doar să o scos, să o șterg, să o dau cu cremă, să ne pregătim pentru mâine, că va fi o zi faină, lungă, dar o să începem și mâine un vlog, așa că haideți, am luat aici fetei mortadela, clasica mortadela, brânzică de vacă din aceasta, îi place foarte mult, pentru noi brânzică din aceasta light, cu minus 36% grăsime. Să vedem. N-am probat asta până acum. Sperăm să fie bună. Așa, aici am luat un castravete. Am luat roșii. Aici este pătrunjel și aici este una... Văd pic rău la cameră. Și aici este una de salată. 3 de lapte pentru Anastasia. Am probat... Am vrut să încerc să bea lapte din acela de ovăz. Nu i-a plăcut. Opa, așa că îl beau eu la cafea. Tot pentru ea iau oțel din astea de băut, cu căpșuni și banane și cu biscuite. Un cofraj de ouă din acestea mari, Elixel. Aici am luat hamon din asta pentru că vreau să-i fac linte. Și de obicei îi pun așa, din, pentru că este tăiat foarte micuț. Nu prea îl observă și îl mănâncă foarte bine și dă. Dă un gust foarte bun. Hummus am luat, clasic. Apoi două pungi din acestea, de roschiete din acestea. Pentru partea de parc, să avem câte ceva în parc, nu în fiecare zi, de, mă rog, din când în când să am ceva pentru ea în parc. Sunt pungulite din acestea mici, cu mini cookies, cu mini choco cream, mini dinosaurus. Opa, și mini cookies, iar doar că, mă rog, sunt, astea sunt de la Milka și alea sunt de la marca Consum. În fine, prostiuțe să-mi iau din când în când câte ceva în geantă. V-am zis linte. Pentru mine nu-mi iese acum în română pistacios, dar fistic, cred, dacă nu mai șel fistic. Așa, apoi am luat de la mami, n-am mai luat fructe. Pentru că zic mâine să fim plecați toată ziua și fructele vreau să le iau fresh luni, așa că am luat de la ea două banane și două piersici. Iar aici sunt trei roșii de la ea din grădină. Așa, nu prea focalizează, cred. De la mami din grădină. Am trei roșii. Revenim că am fost întreruptă de ai mei. Au terminat și am scos-o din duș așa. Vă vorbeam de roșiile astea din grădină de la mami. Vă ziceam că nu prea focalizează. Așa. Iar apoi de curățenie am luat câteva lucrușoare. Scuzați-mă, sunt obosită.
Așa, am luat niște șervețele din acestea dezinfectante pentru toate suprafețele, bucătărie, mă rog, de copii, mobilă, mă rog, 35 de bucățele. Le-am luat atunci când am dat strase, mai mănâncă prin casă, mai punem una pe una alta să le ștergem bine, așa că le-am luat de mână repede. Apoi am luat două din acestea pentru aparat de țânțari. Am luat două schimburi să mai am. De la capitolul, hopa, țânțari am luat fetei sprayul acesta cu aloe vera și este pentru antițânțari, pentru toată familia. Așa, se l-am în geantă. Vă ziceam de țânțari. Încă un deodorant Dove. V-am vorbit de el. Știți părerea mea despre el. Mi-am luat să l-am în geantă și pe ăsta. Două din acestea de hârtie igienică. Un amoniac parfumat, m-am obișnuit să fac curățenie cu el, să și când șterg praful, îmi pun un lighinaș cu apă călduță, cu acest produs, cu o corpă curată și șterg foarte bine praful prin casă, la fel și prin bucătărie, îl ador. Și apoi niște din acestea de urechi, atunci când sunt foarte obosită, parcă nu pot să adorm de la gălăgie, mai țin geamurile deschise afară și e gălăgie, pentru că mai este cald. Și le ținem deschise, așa că mai îmi pun, hopa, dopuri din acestea. Și cam atât, au fost cumpărături micuțe. Scuzați aragazul, la meu a spălat vase, dar nu s-a băgat și la aragaz. Așa, cumpărături de 43 cu 51 de euro, nu nimic ieșit din comun, doar așa să am pentru ea să-i fac o mâncărică, să mai am câte o gustare de salată, lăptică, o... și ceva de parc, nimic. Cam atât, dragii mei, nici nu o să mai întorc camera, o să-mi iau rămas bun de la voi acum, aici, și strâng repede asta. Îi fac la mea o salată când am mâncat ciorbița de găluști, ați și văzut, cred, și cam atât, să fac și o baie și să ne pregătim pentru mâine, că v-am zis, mâine o să începem un vlog, dar o să vă povestesc mâine ce și cum. Doar că chestia este că trebuie să plecăm la 8:30 din casă, să fim gata. Dar noi ne vedem mâine, dragilor, o să începem și mâine un vlog, așa că vă pup! Pa, pa!